Bună dimineața, după cum vedeți, ne aflăm la căsuța din pădurii. Din cauza comentariilor și feedback-ului, să spunem așa, comentariilor care le-ați lăsat pe YouTube la ultimele clipuri cu proiectul Căsuța din Văleni, am văzut că majoritatea sunt contra. Foarte mult, cam 70-80% contra și noi ne-am hotărât să ne retragem, să ne apucăm de proiectele noastre, după cum știți și v-ați obișnuit cu noi, Tiberiu și Cornel. Și am văzut foarte mult cu zic în comentarii că îi dor de Tiberiu și Cornel, nu mai suntem noi. Noi am încercat să facem un bine. Am vrut din tot sufletul să ajutăm familia și copiii. Dar ne-am hotărât, o să-i mai ajutăm. Deci, fără să mai mediatizăm chestia asta că o să primească ajutor din partea noastră și ne-am hotărât să venim la căsuța noastră și să ne apucăm de proiectele noastre în continuare, pentru că asta vreți. În donațiile care s-au strâns, noi am cumpărat, ați văzut în clipul trecut și am cumpărat. Ce am putut am făcut din donații care s-au strâns. O parte din donații și-au retras banii înapoi, pentru că pe urmă o să și ei în dubii când au văzut atâtea comentarii și atâtea discuții la acest caz. Și am zis că e mai bine așa să ne reluăm noi activitățile noastre care le-am avut până acum. Și am văzut foarte mult cu ziceți că noi am intrat într-o monotonie, e ceva între noi. Deci nu, noi suntem foarte bine, dar datorită comentariilor care le-am văzut pe comunitate și pe canal, deja am început să intrăm și noi într-o panică, să spunem așa. Dacă vrem să ajutăm pe cineva de acum înainte, o să ajutăm fără să mai mediatizăm, fără să vă mai spunem vouă. Și eu zic că e mai ok așa. Și noi ne apucăm de activitățile noastre și așa eu zic că cel mai bine, nu? Da, normal. Și pui mâna la treabă și te apuci și faci tot ce zic eu, asculți, nu mai fugi pe aici, pe acolo și tot te ascunzi așa cum faci cu obicei. Nu mă ascund. Nu te ascund. Da, cât e glumă, cât e panorama. Acum hai să ne apucăm de treaba noastră, pentru că am rămas în urmă cu toate aici și chiar ne era dor de căsuța noastră să ne apucăm noi de nebunii noastre aici. Mi pare foarte rău că nu am reușit să ducem chiar la bun sfârșit proiectul cu căsuța din Văleni. Asta, cum spunea și Cornel, datorită, nu neapărat datorită vouă, nu știu cum să mai exprim ca să nu... Datorită feedback-ului. Pentru noi contează foarte mult părerile voastre. Da. Noi așa am crescut. Da, noi ce am făcut până acum, ne-am luat după părerile voastre. Așa că noi nu putem să facem ceva și vouă nu vă place. Da. Sunt fel și fel de opinii, toate diferite între ele. Dar lumea a vrut Tiberiu și Cornel, cum am fost noi la început. Deci noi recunoaștem, noi ne-am schimbat. Deci la proiectul ăsta noi ne-am schimbat foarte mult, pentru că... Nu mai eram noi. Nu, parcă când vedeam că toată lumea se zice acolo că nu e ok și aia și facem și că vrea înapoi căsuța din pădure și aia și făceam noi înainte, pe noi ne-au demoralizat, am intrat așa într-o stagnare, nu știam încotro să o luăm, în stânga, în dreapta, încolo. Într-o stagnare foarte, foarte. Plus că am văzut că donații nu prea s-au strâns. N-aveam cu și la început, spuneam la început că o să facem acoperișul așa, în două ape, că o să facem o cameră. Ne-am pălit de foarte multe probleme. Dacă ne apucam să facem o cameră, trebuia autorizații de construcții, trebuia foarte multă birocrație. Și noi suntem doi. Noi suntem doi și noi suntem niște oameni simpli ca și voi. Problema este că dacă fi avut noi bani, puneam până la urmă de la noi, dar să ne apucăm să facem proiectul ăsta, trebuia să-l facem cu ajutorul vostru. Și dacă nu s-a putut și voi ați vrut ca proiectul ăsta să nu-l mai facem și vreți să facem ceea ce am făcut noi înainte, deci noi ne-am hotărât
să ne retragem la căsuța noastră și dacă vrem să ajutăm familia, o ajutăm fără să mai mediatizăm chestia asta. Așa că ne-am apucat de treabă la căsuță. Haide, mergem la treabă. Bine. Hai. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod la căsuța din pădure. Astăzi ne-am hotărât în felul următor, ca să mergem să terminăm cu beșul fără nicio discuții. Nici un comentariu. Dar nu comentez, domnule, dacă am zis că nu comentez, nu comentez. Hai bun. Să te văd azi cum te prezint. Cum mă prezint? Să te văd. Să vezi cât de bunos și eu. Hai, lasă. Și harnic și muncitor. Stai să vezi acuș. Și avem de făcut. Ce avem de făcut? A, păi nu pământul, ăă. Stai, bă, oleacă, iară, e făcut, uf, când te aud. Este pământul din salta aici și pe urmă te apuci cu grebla, este o greblă de fier în pot. Și îl ieși și îl sparim așa frumos ca să el să taseze uniform aici deasupra. Eu m-am săturat de beșul, dacă mai terminăm să nu, facem beșul? Asta vreau să-l termin. Azi vreau să-l termin. Păi dar cu ce-l terminăm? Da, mă descurc eu, e problema mea. Problema e ca să scoți pământul de acolo, mai este și pământ acolo. Mai este pământ acolo? Dar cum, dar tu ai uitat de unde ai plecat? Ai uitat de unde ai plecat, nu trebuie să apat acolo? Dar nu mai este mult. Ei, mai este, cât este, este pământul. Oleac mai este. Da. Și le-a pus și nivelul pământului ăsta aici. Eu mă duc oleac în casă ca să vedem ce fac, să fac oleacă focul și să scot toate vasele afară aici, să văd cum mai trebuie spalate niște vase, că așa au rămas de atunci, și să pregătim ceva de mâncare. Dar eu, înainte de asta, pot să mă apuc de altceva? Ce să zic? Ne prindem martie acușa cu pomul aici. Hai să-l tăiem, să-l dăm jos. Nu să tai, dar trebuie dat ăsta jos. Dar nu se strică. Hă? Nu se strică. Nu strică este? Nu, pac, pac, am băgat drujba, brrr, pac, l-am dat jos. Dar să vină în partea asta, vii cu căsuță. Păi să vină în partea și ei, după aceea o să culegem ghirlandele și toate astea, o să le punem într-o cutie și o să le băgăm în pod. Dar și nu mai faci tu aici? Ba da, dar după aceea. A, după aceea, da. Nu, adică întâi bradul și după aceea. Bun, hai, ia la treaba ta. Cum? Cum și? Cum bradul? Hai să dăm întâi bradul jos. Domnule, nu se mai vede nica încolo, nu mai avem vizibilitate la drum și facem. Păi nu, cum ce vreau eu? Păi bun, fă, hai, fă, numai fă ceva. Dăm bradul jos? Da, dăm bradul jos, hai. Îl dăm așa cum e el? Da, dar disfăl de acolo că e legat de casă. Dacă bag drujba imediat și tai. Disfăl de acolo și disfăl și instalația. Instalația de acolo. Mă, să aduc drujba. Ce ai făcut acum? Ce ai făcut acum? Ce am făcut? Ai cules de o parte din el. Acum sui în el. Cum să mă sui în el? Da, și ce ai pregătit drujba? Și faci drujba? Tai. Îl tai așa? Da, cum de așa. Îl tai și îl dau jos. Așa-i culeg de acolo. Mă duc acasă, mai aduc schelul. De unde schelul? Nu stai. Hai tăi, brad! Și acum ce faci? Eh? Acum ce faci? Cum ce fac? Acum cum îl culegi? Te bagi pe... Te bagi pe sub el? Tai fiecare de asta în parte și îl dăm acolo. Eu spate tai instalația. Gata, ai terminat bradul. Am flendurit tot. Și acum ce faci? Să strâng petala asta și cu ce mai rămas aici.
instalația. Strângi-l și după și strângi, este li sui în pod și te apuci cu și iei tot pământul și ăla de acolo așa din fața beșilor. Da? Ia, ia. Nu ia, ia. Ești neamț, ia, ia. Cum mă neamță? Zici, ia, ia, și ia, ia. Îl iau. Cum să nu-l iau? Deja m-am obosit. Eu tiu s-a apucat să spele și unul. Știi el și știe că dacă m-a pus la treabă, e gata. Faci odată mâncare? Ha? Altceva nu mai știi decât mâncare. Păi ai de pământ. Păi domnule, că acum dau pământul, dar... Dau pământul, dar îți dai seama că... Consum o gramat de ab... Ce consum? Energie. Ei, da, așa mori. Și trebuie să o recondiționez cumva. Mori acum. Mâncare. Nu, dar dacă tot am văzut că speli, am zis că poate pui mâna să faci și ceva mâncare. Da, de acolo și trebuie să termin fața la beci acolo. Hai. Dar nu-i terminată fața? Nu, trebuie să se acopere acolo. Hai. Cu ce se acopere? Hai, câte. Mă apuc. Păi, leu, cât a pământul aici. Ce cauzi eu vreau? Ai terminat treaba? Mâncării, cât așa e asta? Te sarichi! Lăsă-mă leacă să... Am crezut că-s plămâni de pești. Ce? Plămâni de pești. Da, și eu plămâni de pești. Grămadea pământ. Haide, domnule, nu te mai... Doi și cât? Opt. Și opt? V-am chitat la tăie ghinii, oare? Da, eu știu ce ai făcut tu. Nu le tăie ghinii? Ia vezi. Perfectă. Aproximativ. Hai, bă, e bun. Dau două cui. Milimetrică, nu că... Tată mureche. Ei, hey, unde duci? Băi, hai ca să... Dimineața doar știi că n-am venit, ne-am întâlnit cu curierul și ne-a dat un colet. Da, hai să-l desfacem. Acum? A, da, pe cum? Când? Mâini? Hai că taiem după aceea să-l desfacem. Deci, asta l-am primit la Urgent Cargus. Așa. Expeditor Balaci Paul. A, și? Cine știe? Cred că niște globuri. Băi, lasă-mă cu globurile tăi. Da, nu vezi că, la cât de greu ajunge. Lăsă-mă. Și acolo. Vedem, Paul. Balaci. Paul. Și, bă. Și, bă. Și, bă. Un trepied. Trepied, arată că e trepied, uite. Păi, ești nebun? Trepiedă? Un trepied, acolo, ia! Tu-te o mie de ani! Mamă! Mă nec! Păi, dar faină-i! Ui! Un selfie stick!
Da, e un trepied, dar astea vin montate aici. Dar pentru cum pun telefonul aici? Uite, are și de aici, stai ea. Și ăla și. Ia să vedem și aici. Ăsta cred că vine aici. Da. Uite așa. Și ăla fie pe a. Nu, e... Al pui pe masă. Și ăsta, ăsta da. Ăsta cu siguranță vine. Pă, Paul. Paul? Paul. Mamă, nu pot să cred. Din ce țară a venit? A? Din ce țară a venit? Nu știu. Din ce țară? Craiova. Ha, din Craiova. În România, dar ce crezi că a venit din afară? Da. A, da, și asta vine așa. Întors. Și vine montat aici. Ia să vedem. Așa sau așa. Foarte șmecher. Da? Da. Păi așa, nu? Aha, uite așa, așa stă. Mamă, foare, ăsta îl putem pune oriunde și punem aici, știi? Da. Telefon. Uite cum aici ceva aici. Bă, ești nebun! Ce bă, ești toti? O cameră. Un GoPro. Un GoPro, Corneli. E nou, fii atent în cutie. Mamă! 4K. Uite o leac. Ești nebun? Păi, ești nebun! Păi, Paul! Ce-i făcut leac? Noi? Ce-i făcut, Paul? Ne-ai băgat în șață. Du-te o mie de ani cât e... Cum ai prins aici? Lipit? Nu știu. Dar nu rămâi pe cutie și e. Trebuie să vedem să-l scot de aici. Mamă, dar și obiectiv are. Dar nu știu cum să... Cum e. Opa! O ieșit. O ieșit. Ia să vedem să aprinde. Are baterie? Nu cred că are baterie. Poate are baterie. Ba, nu are baterie. Nu are baterie. Trebuie să vedem. Husă. Accesorii. Mamă, știi accesorii aici. Uite, asta e bateria. Da? Ia. Și mai este acolo ceva. Nu știu ce mai este, dar mai este ceva. Deci așa vine. Mamă, ești nebun. S-a oprit? Hai să vedem. Dar nu cred că de aici s-a prinde. Cum nu s-a prinde? A, uite, de aici s-a prinde. Hai de uai, cum faci de râs. Gata, s-a oprit. Uite-l. Să vezi tot căsuța. Da. E de la tine, e, tinei. Tiei, tiei. Hei, ei, ei. Tiei. Tiei. Mamă, dar e șmecheră rău. Trebuie card, cred că. Trebuie card, da. Vezi de un pus, o pun aici, nu cred că nu merge. Merge acolo pus, să vine pe să fie suportul ei. Dar mai are aici, munte. Ia. Are telecomandă. Cornelia are telecomandă. Brățară, să pune la mână. Ca să nu te pierzi. Nu, să nu te pierzi aia. O pui la mână. Mamă, cât e de tare, bă, nu pot să cred. Paul. Lasă-o leacă, nu mai pune acolo acum. Stai, domnule, o leacă. Acolo. Stai să vedem, uite ea. Ia să vedem, merge? S-o opresc. Are baterie oare? Eu cred că trebuie baterie și la asta. Mamă, cât e de șmecheră. Numai stai și apeși, o ții și pac, aia pasat și pornești. Mă, nu pot să cred. Nu pot să cred. Și mai este acolo? Un cablu. Da, din încărcat, cred că. Alt accesoriu de ăsta. Dar e greu aici, e greu aici. Ce e ăsta aici? Nu înțeleg. Se deslipește de aici. Da, o să deslipești de acolo. Și unde îl pun? Îl pui pe masă. De exemplu, și aici pui... asta cum îl iau de aici? Pui pe masă. E, nu are aici, uite. Aha. Are o chestie aici, a? Da. Mamă, dar e șmecheră rău camera asta.
Așa. Ah, uite ea. Și cred că vine în suporturile astea la alții, dacă nu mă așa, sau cine știe. Vine, da, adică vine asta e pentru... Suportul ei. Da. Suportul camerei. Acvatic, ca să nu intre apa. Ia să vedem. Să pun aici. Așa. Da. Foarte șmecher. Ha? Șmecher rău, Cornelie. Să vedem. Deci asta e tot. Vedem aici, mai are o scrisoare. Ia. Acu, iacu. Salutări, Tiberiu și Cornel. Vă știu din 2017. Păi, tocmai de la început. Da. Am urmărit proiectul vostru cu căsuța din pădure. Și am realizat faptul că munciți mult în amenajarea căsuței, dar vă și chinuiți mult cu filmările. Folosind telefonul. De aceea vă trimit o cameră de filmat performantă. Așa se cheamă camera. Da. Așa. 4K. Mamă, de acu filmăm, cred că numai 4K filmăm. Cu multe accesorii. Am văzut aici, Paul, foarte multe accesorii. Nici nu știu cum să le montez, unde vin puse, că n-am avut niciodată camera. Una în gură, una pe un urechi, una. Plus un selfie stick tripod cu Bluetooth multifuncțional. Are Bluetooth? Da. Păi, ești nebun, are Bluetooth și ăsta. Remote control. Foarte șmecher. Nu pot să cred. Are telecomandă. Cred că telecomanda e de la Bluetooth. O fi de la Bluetooth? Da. Nu, dar era aici telecomanda. Trebuie să mai și o telecomandă. Unde? Întreabă pe mine. Așa e telecomanda. Din mâna ta. Nu, dar mai era ar trebui să mai fie o telecomandă. Așa arată aici. Uite și e de acolo. Care? Uite și așa e. Asta? Ce vezi, nu-i? Da, ue. Telecomandă, dar unde vine pus asta? O legi la gât cu o ață. Nu, vine aici, vine pusă, fii atent, gata, am descoperit. Deci, dar ăsta nu știu de unde l-am scos de acolo. Deci ăsta vine, dacă nu mă înșel, o să vină pe chestia asta. Cred. Te bag acolo. Dar nu așa, trebuie, așa? Nu? Nu, nu e așa. Ia să vedem. Trebuie să-i găsesc poziția. Uite. Trebuie să-i ceva gen, dacă nu mă înșel, sau vine la ăsta mai jos. Mare. Da. Aha. Da, așa. Mamă, cât e de tare. Așa. Dacă cineva este interesat să achiziționeze acest tip de cameră, o poate lua de pe site-ul www.thiey.eu. Detalii pe canalul de YouTube TIE România. Da, acolo. Deci, aici, așa se cheamă. Deci, site-ul www.thiey.eu. Detalii pe YouTube la canalul TIE România. Deci, oameni buni, Paul, mulțumim din suflet. Uite, o să-ți las un link în descriere. Mulțumim pentru gestul făcut, pentru că te-ai gândit la noi și ne-ai trimis o cameră de filmat cu foarte multe accesorii, o cameră de acțiune, o cameră GoPro. O să avem nevoie de ea și o să o folosim în filmările noastre cu siguranță. Îți dai seama, dacă mergi și fugi, da. Ca să nu mai... Asta e de acțiune, mergi, poți să fugi, uite așa, poți să faci cu ea, că nu, imaginea rămâne stabilă. Telecomandă, șmecheră, cu tripod de ăsta, mamă, foarte tare. Deci, pentru cei interesați care vrea să cumpere o cameră, exact cum ne-a trimis Paul Mia, intrați pe site-ul, o să lăs link în descriere și link în primul comentariu, o să fixez un comentariu. Intrați pe site-ul lui și dați, cum să zici? Aruncați o privire acolo, vedeți privire. Și produsul și are. Dacă vă place și aia și are el pe site acolo, comandați cu cea mai mare plăcere. Normal. Paul, noi îți mulțumim încă o dată din suflet pentru surpriza făcută. Nu mă așteptam să primim așa ceva. Sunt foarte folositoare, foarte folositoare. Doamne, nu pot să cred. Acum rămâne decât să văd cum acționează și să-i facem proba, să vedem cum, dacă merge, calitate bună, nu bună, dar cu siguranță o să aibă calitate bună, pentru că e de la TIE, nu știu de la ce-o fi ăsta, dar 4K, 60 framuri pe secundă, arată aici că se conectează prin Bluetooth, prin multe chestii, ia să vedem dacă pe carte și pe, dar n-are carte. Cum să n-ai carte? N-are carte. Ah, uite,
Are și este și aplicații Acțion Cam T5 Pro Quick Start GUIDES. Are doar o foaie aici micuță. Are ușor aplicații. Da, o să scaniez codul ăsta pe telefon și o să intru pe aplicații să vedem mai multe detalii, cum pot să mă conectez. Încă o dată, Paul, îți mulțumim din suflet pentru gestul făcut. Chiar nu mă așteptam. Da, serios, dacă nu. Și globuri. Dacă el ne-a ajutat și ne-a făcut cadou ăsta frumos, încercăm să-l ajutăm și noi pe el. Cu produsele care le are pe site-ul lui. Cu produsele care le are pe site-ul lui. Intrați acolo, uitați-vă, dacă vă place ceva, puteți să achiziționați cu încredere, nu? Mă, nu pot să cred. Cum să nu cred? Nu cred, dar nu cred. Tu nu vezi că le ai aici? Le-am, dar uite, de când ne-am dorit eu o telecomandă de asta. Ca să nu mai stau, pac, apăs, pac, pui pe trepied, o leși undeva și nu mai apasa, pac. Și a început și captează tot. Tot. Te prinde și când te duci la viață și când da, furi murăturile și când tot. Ei, atunci nu. Ei, atunci nu, apeși telecomandă. Apeși, cum s-a telecomandă. Foarte șmecheri, foarte șmecheri, mai ales ăsta. O să fie foarte folositor. Ia stai, Iuleacă. Ce? Ai terminat balamucul? Da. Gata? Da. Hai, la treabă. Deci eu acum mă uitam la specificații. E rezistentă la apă, are lentile de 170 de grade. Micro USB, HDMI port, up-down, optix, zoom, are zoom de optix. Filmează în 4K, în 2.7K, în 1080p, 720, 20 de mega fotorezoluțion, bateria o are de 1100. Ei! Stai, domnule, că mă uit alea ca aici la specificațiile este. Bateria o are de 1100 mAh. Girostabilizer, are și stabilizare, 6 axe, girosco, a, suportă. Suportă și stabilizare. Cu slow motion, time lapse, photo brush, selfie timer, night lapse, photo lapen, record, car mode. Mamă, camera asta o să o folosim de acum în vlogurile noastre. Încă o dată, Paul, îți mulțumim din suflet. Mă duc la treabă că ăsta mă zăpășește, acuș. Acuș țipă la mine. Eu am rămas cu asta. Up! Am rămas cu telecomanda asta pe mână. Și mai stăm? Hai, odată că vine mistreața! Poate te duci jos! Am telecomandă! Am telecomandă! Am telecomandă, Corneli! Pă, da, am crezut că e mai aproape. Ai departe rău. Pă, leu, am obosit. Mergem pe aici. Mergem. Tragi de el. Au, ce japă ne-ai dat la urechi. Ia-ți pe noi ei! Oh! Tr-tr-tr-tr-tr! Gata! Mergi! Gata! Ah! Ah! Gata! Ca așa! Acum! Nu mă lăbari! Așa!
Gata. Bun așa. Lunganule. Hai, acu era să zic în telecomandă, da. Hai. Hai, e bine. Până la jumătatea pădurii am ajuns. Stai, măi! Uite la el, la un canon și... Da, tăriatul! Tăriatul! Da! Dar cum iară să mă închedic? Ha! Uite la el! Stai, mă, lunga lui, că te vede lumea din sate. Zici că ești la fura lemnii. Parcă l-ai furat din o grad de la om. Așa și pugi. Te cred. Alea. Mai poți? Ha? Da. Acolo, lasă-l jos acolo. Da. Ce? Nu mai poți. Nu mai poți? Stop. Ha. Corneli! Era să mă duc jos. Tăti ca tăti. Hai, du-te, domnule, iar cu foamea ta, lasă-mă pașii. Hai, dacă îmi văd aripioarele că le-a lăsat acolo. Lasă că le ghesc tu, acuși. Hai să le punem la cuptor. Aha, uite, hai, domnule. Hai să le... Hai să le punem la cuptor. E foame, n-am mâncat nicăieri azi dimineață. Am treabă de făcut acum. Aleu. Așa vrei să pui? Da. Ia, mai pune o dată. Bă... Corneli, dar tu crezi că tu vrei să faci căsuță aici? Eu cred că tu nu mai vrei să faci bieși. Da, cred că iese căsuță. Dacă n-ai ieșit o căsuță aici... Da, te dau dacă eu încolo. Creionul nu cuiu! Tanta și ești nici orice rubut, mă s-a dubă la mări de eu. Poate vă întrebați, deși am lăsat mașina aici. Am lăsat-o din cauza că am avut o problemă cu ei. S-a străcat iară luleaua și ei, ieri. N-am mai pornit și plus de asta, i-am demontat și cardanul. Adică frate mi l-a demontat. Deci am dat cardanul jos. Pentru că era varză, nu mai puteam să merg pe drum cu ei. Și cum că nu mai are 4x4, deci acum trebuie să-i facem obligat forțat cardanul, ori să cumpărăm altul, ori să-l recondiționăm. Am încercat să ies, dar nu merge. Și nici măcar nu-i ud aici. Așa. Am rămas. În curte n-am putut să intru. Și o să-i aduc de aici autofiletanta asta. Nu știu dacă are curent. Așa. Și holșuruburi. Adică are holșuruburi. Hai. Și a rămas cu ea aici. Acum nu știu.
Era cât fi să intru în copac și ala. Trebuie să tăiem copacii și e 2-3 de acolo. Nu mai pot să ies. Și tot bolmăjai pe acolo. Le-am zis la oameni problema. Care, care s-o evit. Ah, cu... Cardanul. Cardanul? Da. Dar și vrei să fac, dacă s-a întâmplat, asta este, dar cu cum să da, era de mult problema cu cardanul. Da, știu asta problemă, nu trebuie să mai zic. Nu, eu ziceam la oameni. A. Țin așa? Ah, s-a uitat așa. Bun? Da. Ce vorbi ăștia? Pușiți. Clut. Ce acolo? Glut. Dar nu a sus sushi? Te te zoci, uiți la telecomandă și nu mai dai jos. Fuck, e șas. Am telecomandă. Da, ai telecomandă. Nu mă fac dacă am apăsat butonul ăsta. Te-am oprit. Ia, vrei, vrei să arăt? Ia. Uite, dacă am apăsat pe el. Stop, uite. M-a pasat pe stop, păi! Dă drumul, măi! Dă-i play! Rămâi acolo! Dă-i play când mai dar nu vreau și... Dă ca la masă așa! Stop! Stop! Așa rămâi! E, ce să-ți fac, na? Râzi de mine? Râzi de telecomanda mea, na? Dă play! Dă play, nu mai sta așa! Dar nu pot, n-am cum! Hai că dau, că stai așa! Gata! Bă, dar ți-am dat play, nu pirăb dinainte. Te derulai de acolo de aici, e? Vezi ce-i fac eu acum, ia. Îi dau shutdown. Ce păț? Dar ce cauți jos, ei? Da, m-am plăcut și aici. E leșunat? Cum așa, Cornel? Am pățit eu deodată, și drujba și eu m-am dus jos. Păi lasă-o, dă un colo de treabă. Ai dat shut down? Ai dat shut down? Play. Asta era. De ce? Nici apeste buton. Haide domnule, dar n-are nicio legătură, doar nu ești conectat. Dai drumul. Păi ești conectat și vrei să... Apăs? Nu mai apasa. Gata, ui. Gata, gata, hai, gata. Hai telecomanda. Gata, gata. Shutdown. Nu mai apasa că avem treabă. Apăs, shutdown. Apăs. Nu mai apasa. Shutdown. Hai, hai să ne vedem de treabă. Vă începe vântul, furtuna. Mm-hmm.
s-o stâns și mâncare nu mai face. Și mă fac eu. Cum îl mai aprind eu acolo? Băi, m-am săturat cu pământul ăsta, băi. Și nu știu ce să mai fac. Hai să aducem o mașină de balastru și o băgăm aici în curte. Nu bagi balastru, el roaba și duce tot rumegul ăla care era ăsta și curățul ăla și îl dăm aici în față, ca să se mai iei după ce are. Hai. Tu la mine? Îmi dă așa. Păi dă-te așa ca să dau. Mă dau, hai. Nu mă acord, hai. Cum vrei, să stai, să-ți dau cu lopeță în cap? Gata, gata, gata. Hai așa. Ce te-o cuie de-te de-te? Așa. Închide ușa, nu intre frigul în casă. Așa, ia cu deacu-i casă? Da, e casă. Și vrei? Mă înțibiești? Nu, mai casă, direct. Unde-l dau, la vale sau la deal? Dă-l mai la deal încolo, că-i doar luăm pe cioar iar. S-a dus și... A dus cu roaba tătul megușeala strâns și-l pui aici în față. Da. Da și? Aripioare și ele le mai pui. Haide, domnule, iartă-i să-mi de aripioare. Am pus lemni. Aha. Și boca, m-a prins. Hai că mă duc acum și-l pui la... Li pui la rolă. Să facă la rolă. Pune-le că nu mai poate foame. Hai. Termină, măi! Uite-te, iar o șoputa cu mâncare și a zis că pe anul ăsta nu mai e foame. A să fac treaba, dar nu a zis că mori de foame. He. Fă treabă. Vezi că dai pe drujba și glodul și ala. E și gheață. Păi de asta se faci și noroi și ala. Răstoarnă mă roaba jos. Vreau să-l împrăști? Și de acolo răstoarnă, să-l împrăști cum vrei tu. Dă numai acolo așa, nu-mi da pistităt. Numai acolo, fața mea și-l dă-l. Nu da pistităt. Așa că tare și noroi se făcea acolo. E altă treabă acum. Acum? Îl trăim tot în casă. Și papuși. Da, unde? Dar e tricasat? Nu. Și atunci? Nu. Gata. Gata, e bun așa. Nu sta lângă mine. E? Da. Și aripii artișele. Așa? Pune niște apă în ele. Așa, ca să poți să le curăț o leacă. Pun, imediat! Aripioare! Dar nu este apă. A, nu este apă! Nu este apă! Ce prăpui? Hă? Ce prăpui? Să mă duc, să aduc! Atunci trebuie să zici apă. Acum mă duc. Cât a... Nu mai ai să fac așa glod. Nu știu care e problema. Tot apa din păduri. Să scurge și ajunge aici. Și nu mai ieși. Partea asta e uscat. A ieșit glod. Ca să nu mai pot să intru eu cu mașina. Au. Așa. Fântânița. Nița. Fântâniță, niță. Și frumos iasă. O căsuță lângă o altă căsuță. Hai, dar asta e căsuța minunii. Deci tu până la urmă și până la urmă vrei să faci beș? Sau ce faci aici? Că i-ai pus ușă, i-ai pus... Da, dar normal trebuia și ușă. Știi ce mai trebuia lăsat?
un iluminator deasupra. Atât durează, dar nu. Dăm gaură și băgăm o găleată acolo și lăsăm așa. O frumusețe, domnule. O frumusețe. Da, Corneli? Da, ce mai, ce mai? Frumusețea nu ține de foame, tu știi? Eu să dau cu am de ajut cât aud. Frumusețea asta nu ține de foame. Nu, dar eu ești siluet, las. Să știi, când eu cresc cu burta, trebuie să dau jos. Ia pe nu mai mâncam azi. Ai apă acolo? Da. Ei, lasă acolo așa. Ei, cât las, că sunt unecă. Mai este foc în casă? Este, că am pus. Nu știu dacă o ars sau nu o ars. Piper n-am adus. Nu pune piper. Da, cum sunt piper. Sensibil la piper. E, ești sensibil. Dacă zic. Da, ți-a stat inima. Mă ustur stomacul. Uh-huh. Nu, nu-i voie piper. Îți pui separat. Dar trebuie să pui aici, ui. Na, domnule, că ți l-am adus. Ce? Ce-i rău? Ce-ai, bă? O bunătate o să iasă aici. O bunătate. Deci pui și de subt? Că nu ajungi. Înțelegi? N-ajungi unde? N-ajungi să pun. N-ajungi numai așa, știi? A. E mare tava. Ajungi ea, bă. N-ajungi, bă. N-ajungi. Sus. N-ai unii să o împărți aici, că n-ai imagină, știi? Ce vorbi ești? Ce vorbi ești, a? Am căruță, nu bolid, și om în cuișu.
și am la el cel mai bun consum. Îl alimentez cu paie și cu un braț de fân. Cu apă, băi! Cu apă. Da, a, cu apă. Cu paie, eu l-alimentam cu paie. Și cu un braț de fân și cu paie. Și cu un braț de fân și cu paie. Toate cele la un loc. Gata? Aha. Ia să vedem. Ui, da faină e. Ui, da faină e, Corneli. Dă-te o leacă la o parte. Mai ai? Nu-i gata? Nu. Vedeam că e gata. Și faci, și pui prag. E... Tot o am aici? Hai că-ți dau eu. Da și îmi dai. Ești tu. Da, eu pastrează tot. E perfect, parcă a ajuns lemnul perfect. Brăduțul. Trebuie să mi-i fac acolo așa eu, sus. Completare. Tu dai seama, Corneli, și frumos o să arate când crește iarbă deasupra. Să mănăm iarbă. Nu așteptăm noi până crește iarba. Da, trebuie să luăm cu greabla și de fier și să nivelăm așa frumos tot bulgării și așa, știi? Dar nu acum, mâini de acum, că de acum e foame și gheorăi mațele și ne aștept aripioarele și ele să facă. Da, cu șarii. Acum trebuie să mergem să scoatem mașina de acolo, că rămânem aici în noaptea asta. Dacă nu reușim să scoatem. Și dormim aici și. Mistreața. Ha? Mistreața. Da, ești cu mine, nu te mănânc cu Mistreața. Ai dorit în pădure și ai să-ți frică? Nu mai. Bau, bau. În corda așa fața Mistreață, bau, bau. Da. Hai vișin. Așa că stai fără frică. Nu mai vine Mistreața. Vișin? Da. Și vișină? Avem vișină, ai să vezi. Și vișină? Cum și vișin? E părăsătă casa așa de 2 ani. Tu nu vezi mașina acolo? Și mașina. Tău este mașina. Dar că nu a venit? Că nu era dimineața aici? Ei, era. Hă? Era. O venit neamurile. Da, e Sibescu. Cine a venit? O să fie o mare surpriză pentru toți. Dacă o avem vișin. Avem veșin. Ce ai, voi, bă, avem, avem veșin? Da, avem veșin. Sau veșini? Veșin. Sau veșină? Veșin. Ai veșină, îți trebuie veșină să ia. Veșină să ia. Trebuie veșină, veșină trebuie. Unii fuge? Au. Ha? Stai, bă, să poți să ieși, că nu mai poți să ieși. De jos, de jos! De jos, la razan, de jos. E pierș. Păi tai și așa aici, vine tăiță, avem treaba aici, trebuie să-i tai pe aici de aici. Oare ieși? Mai ținuit o grămadă. De acum dacă nu mai trage. Ating, gai,
Nu mai trage, tati, patru roți. Lasă-mi. Și o șansă. Nu, e patinează. Lasă-o acolo. Deci frumos se vede la asfințite. Vezi? Hai, hai sfințitul, hai ca să punem foc în foame. Și hai, bă! Foame! Și și trebuie să te ufle așa în pieni? Tunec pământul. Sunt tunec pământul? Tunec afară. Și imagini. Vai, cât de frumos se vede, Doamne. Nu pot să cred. S-a întunecat afară, e beznă. Dar să vedem dacă Cornel o termina de făcut mâncare. Ce mâncare? Ce faci acolo? Facem niște turte. Dacă n-ai frământat? Da, eu stau sub dorul ca tine. Ha? Eu stau sub dorul ca tine. Cum sunt aripioarele? Ha? Aripioarele cum sunt? Uite, le-am desfăcut de pe folie. De mine și de mine. Vai de mine și de mine, mamă, care faci gogoș, le dai la puturoș. Cu torti, pe pletă. Deja salivează. Da, văd că sunt ghițiță. Uf, uf. Ei, da. Cu șaul la daurul și ala tău. Cu și ala? Shutdown. Păi dacă te-ai conectat la telecomandă, eu știu să fac. Da, păi dar și tu m-ai conectat. Ai cum să te încălzi cu ea pe mână. Păi da, cum? Am telecomandă. Ai telecomandă. Păi da. Da. Aceea ar fi bun să se conecteze, știi, ca să-ți dau eu la rapid să mergi cu treaba. Ție încearcă, poate merge să o conectezi, eu știu. Dar mâine, că azi deja s-a obosit și rupt în două de foame. Încercăm, să vedem. Să încercăm. Turte. Ui, ăla. Nu. Ia, am răbdare, mă. Și mai ai? Mai am răbdare. Răbdare? Am. Deci, foamea așa tare? Păi de mine! Asta e ușor! Nu pot! Bunis, mă. Nu se compară cu punea din comerț. Tu... Vai de mine și de mine, mamă, care faci gogoș. Și bunătate aici. Și bă, bunătate, stă ha? Stă inima? Să știi când stă inima. Vreau să vede dacă ai mâncat vreodată de astea așa. Aripioare? Da, tu le-ai făcut cu... Cu miere de albini. Cu miere de albini, cu așa. El a făcut, ai văzut cum i-a făcut. Și vă știu dacă le poți mânca pe tăti. Pe tăti? Da. Nu mă pun la încercare. Fă. M-aș apucat ieri, dar sunt șerbinț. Sunt șerbinț, domnule, și nu pot. Acum trebuie să stau să rășească. Ce mă fac eu? Ce mă fac eu? Aha, bacă sos și altă. Păi da? Nu?
Bun. Turtele, sardea, turtele pipite. Sardea? Da. Sardea? Sardea, sardea. Sardea, sardea. Turt. Mâncăm? Aha. Uh-huh. L-am vreo 5 minute când o mănânc. Am observat. Mănânc, dar nu pot. Mănâncă tu. Eu mai stau o leacă, să rășească. M-aș apuca de el, da. Frig. E, vezi, că tu poți să surti în ea, poți să ții în mână. Da, dar tu nu poți? E? Tu nu poți? Vrei să mă apuc eu? Ha? Vrei să mă apuc eu? Aveți proaspete? Fragite? Frigi, bă! Și te-am balez așa. Nu pot cu frigiul. Cel mai rău când vrei să mănânci, nu poți. Cu frigiul. Le ca cui scoas de roală normal cu frigi. Hai să te strângi așa, parcă ești. Incredibil, dar adevărat. Mâncare ca la căsuța din păduri, nu găsești nicăieri. Nicăieri. Poți să te duci oriunde te duci și nu găsești. Nicăieri nu găsești. Scoate așa os, pac, afară. Am scos eu ceva de aici. Da. Tot frig. Da, eu deja. Doamne, cât frigi. Și cât e de bun, a? Și cât e de bun și vreau să mănânc, nu pot. Mănânc zeama asta atât până una. Ha? Mănânc zeama asta atât până una alta. Aha. Cum îți faci de? Ca și fragedis. Nu știu ce tare ori să mănânc cu ea. Extraordinar. Bă, dar bun e și serios, ă? Dar bun e rău, nu că... Mai ales sosul ăsta? O și și. Bun. A? Eu las camera jos că nu mai pot. Nu mai pot. Serios, nu mai pot, trebuie să mănânc. Îmi stai inima acum. Îmi stai inima. Măi, o leac de sos. Ai făcut un mormal de șonali? Șonali? Șolani? Uite, și cât ai băgat aici așa? Ai mâncat jumătate tavă, tu știi? Știu. Jumătate tavă. Lasă-mă că nu mai pot. Mă doare burta. Și acum ce de făcut? Mă întind. Hai ca să mergi să liberăm pe un cealaltă vieși. Hai! Poți să tragi cu și să mă tragi cu mașina, că nu merg. Ce-și faci?
Ei, noapte, gata! Iată-le, el se cordează! Cam atât pe astăzi, oameni buni, vă mulțumim că ați fost alături de noi, cu voi a fost Tiberius Cornel. Pa, la revedere! Pa, pa, la atât? Toată lumea, v-am pupat! Am crezut că zici ai afară. Tu nu-i pupi? Și eu. Pa, da, și ce ai... Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. Și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și-năuntru și pe-afară. Căsuța respingătoare, a se învârte după soare.